Hei să dragilor, astăzi o să facem fata trepăriță versus fata Emo. Și o avem pe aici, lângă noi, pe Ale, o abonată, iar ea va fi fata Emo și eu o să fiu fata trepăriță. Așa că hai să începem! Hai să începem! Tu, fata Emo... Ok. Și o să ne facem fata trepăriță versus fata Emo. Eu o să fiu fata trepăriță. Yay! Eu cred că o să intru în Avatar Shop ca să-mi iau pantalonii de trepăr. Gen, asta puțin. Ies puțin. Intru imediat. Iau pantalon. Avatar Shop. A scris bine? Ok, mă duc să iau pantalonii. Așa. Nu știu ce se întâmplă. What? Ok, nu știu ce arată așa și nu mă lasă să... Cum? Ok, complicat. Ce... Ah, ok, gata. Ok, hai să ne facem avatarul. Am fost în Avatar Shop și mi-am luat acești pantaloni ciudați. Ok, hai să ne facem o trepăriță, nu știu, roz, cred. Ia să vedem. Da, dar dă-te mai încolo, că nu-mi cap. Ok, ia să vedem. Ce bluziță rosă îmi pun? Oare să o iau pe asta așa? E drăguță. Și hai să caut și niște pantaloni mai roz așa. Gen, sau roșii așa. No, roz trebuie. Ce a scris? Nu am văzut. Mai scriu o dată că nu înțeleg. Schimb. Ok. Ok, și eu mă schimb. Ok, hai. Să ne schimbăm. Amândouă. Ok, și ce pantalon să îmi pun? Cred că o să-i lași pe ăsta așa. Gen. Sau, nu știu. Ah, e greu să-ți alegi o ținută de trepăr. Ok. Cred că o să-i lași pe ăștia. Sau pe ăștia. Mai bine pe ăștia. Voi ce ziceți? Mie îmi plac foarte mult. Wow, ce cute sunt. Îmi plac. Ok, acum... cred că e fapt îmi las acele bendițe în cap. Și hai să ne punem o coafură așa de trepăr. Știu eu una perfectă, deci... E perfectă, cred. Ori asta. Deci ori asta. Îmi pun ori pe asta. Doamne, ce perfectă. O ator. Mamă, ce bine îmi stă. Îmi stă foarte bine. Doar că o să scot acele fundițe. Aceste fundițe. Pentru că am și șapca și da. Se vede urât. Ok, și acum hai să luăm o față de trepăr. Da, ce față să luăm de trepăr? Așa ce? Nu știu ce față să luăm de trepăr așa. Asta, e cute, îmi place. Sau așa. Wow, ce tare e asta. Îmi place. Uite pe asta, cred că o să-mi iau. Ok. Și hai să ne punem și niște ochelari, sau ceva, nu știu.
Da, nu cred că ne mai punem ochelari. De ce să ne punem ochelari? Ne punem o mască de asta de față și gata. Ce cute arăt! Îmi place foarte mult. Dar de fapt cred că o să nu iau nici de ochelari. Mai degrabă. Deci numai trepăr nu arăt acum. Doamne, arăt în ultimul hal. Doamne, ce urât arăt. Abonata noastră și-a pus și fantomă de Halloween, văd. Da, ce să zic. A trecut Halloween-ul. De acum o săptămână, să știi. Scoateți fantoma de aici, adică serios. Asta nu-i de emo girl. Mai bine zis, eu sunt emo girl, nu. Acum înțeleg și-a pus fața asta. Ok, acum mai arată emo girl sau așa. Ok, îmi place foarte mult. Na, dar are și pe aici așa gen rupt. La bluză, da, chiar e de emo girl așa. Doar că pantalonii nu-mi plac. Schimbă-ți pantalonii în ceva negru sau, nu știu, rupt, așa, gen. Doamne, și după să ne dați o notă la fiecare dintre noi. Doamne, cum arăt eu? Doamne, ce pantalori am! Ok, ce să zic? Să mă fac și mai mare. Că ea e mare, eu sunt pitică. Eu sunt o piticanie pe lângă ea. Ok. Gata, m-am făcut cât ea. Cred și sper. O, fata emo. Și-a scris acolo. Să scriu și eu, fata trepăriță. Ne, nu scriu. Ok, ciudat. Hai să facem Bravo stil. Hai vino după mine. Ale. Alexandra, Alesia, cum te cheamă? Deci ai pus Ale, Ale sigur nu te cheamă. De fapt, nu știu. Și hai să vedem pe cine alegeți. Eu am și animația asta, așa gen de... Wow, ce tare e! E prea cute! Și uitați-o și pe ea. Dați-i o notă de la 1 la 10 fetei emo și fetei trepăriți, adică mie. Ok, arăt cringe. Nu-mi place. Ești puțin ciudat, fata trepăriță roz. Doamne, ce ciudat arăt! Ok, super cringe. Dar totuși e drăguță. Îmi place. Ok, dați-ne o notă. Dă-mi o notă. Nu cred că se scrie notă. Nu pot să scriu notă. Am scris dezlegat notă pentru că în ce? Dar e deja început. A venit Lila la noi. Cine e Lila? Ne zice Hola. Hola e din Spania, cred. 9,50. Oh, ce drăguț. Mersi mult, dar nu cred că merit 9,50, vreun 8, ceva de genul. Mersi. Ok. Ia să vedem. Eu 8,50. 8,50 pentru că ai pantalonii. Nu sunt chiar de emo girl, ai pantalonii, nu-mi plac. Pantaloni nu îmi plac. Pantaloni nu-mi plac. Nu sunt de emo girl. Nu sunt. Da, ce fel a scris? Sunt o scriu nu. Nu mă lasă să scriu sunt. Și am mai scris și despărți pentru că știam că nu mă las oricum să scriu sunt așa legat de... Fata, tu ce notă ne dai? Mamă, cum arată asta? Fua, și eu care ziceam nimic arată în ultimul hal, dar acum arată.
Ok, filtrașilor, cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să ne dați o notă, un mare like și subscribe. Ok, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!